Multitalentată la linia noastră, nu știu ce a încercat să facă la final, să-și măsoare fruntea cu metru, numai ea știe, dar e în universul ei. În această dimineață la noi a venit Ionela Guzic să ne cânte, pentru că are piesă nouă. Bună dimineața! Erai foarte emoționată la machiaj. Da, dar e piesă nouă și vreau să văd feedback-ul. Și râdeam acolo în culiță pentru că piesa se numește Ascultă-ți inima și domnul doctor vorbea despre cum să te asculti inima. Am vorbit despre fibrilație, despre da, și vin și cânt eu. Ai rămas tot acolo la Clepan. Băi, ești Clepan? Nu pot să-l mai scot. Nu, nici domnul doctor cu piesa cu asta o să uite. O să rămână doar cu lelele în cap. Cât timp ți-a luat să o realizezi? De 3 luni lucrăm la ea, am tot schimbat textul. De ce? A fost am cumpărat o linie instrumentală care este într-o tonalitate foarte dificilă și a fost greu să compună o linie melodică vocală pe acest drop instrumental. Și îi mulțumesc Ioanei Hriscu, profesoara mea de canto, care a avut răbdare să mă suporte, și lui Alex Călin, care a avut și mai multă răbdare să filmăm în 3 ore, repede. Versurile au fost făcute... De mine, da. Îmi place să compun versuri și îmi compun toate versurile la piesă. Și ai întâmpinat dificultăți atunci când le-ai scris, le-ai schimbat, le-am ai tăiat schimbat exact de 100 de ori, da. Toată lumea spune să te îndeamnă să faci așa versuri comerciale, să rezi oameni ușor. În schimb, este un text motivațional. Și temele acestea motivaționale sunt rar folosite în cântece, pentru că ei consideră că nu o să prindă la public, verbul acesta a prinde la public. Dacă tu pui dar suflet... eu cred că o să rețină, chiar dacă e un text de calitate, că merită. E o piesă motivațional. E o piesă pe care eu o pot asculta dimineața în mașină la ora 4, oriunde, când plec spre și la mare și bursuc la telefon. Bursucule poți să o asculti la telefon dacă... Da, pentru că e o clepanie, păi curată. Clepan, chiar te trezește. Uite, o clepanie din toate unghiurile. Lasă-mă cu clepania. De unde și cum ai zis că se, cum e refrenul? Lelele? Lelele, da, dacă nu rămâi cu lelele. Doamne, ferea. Vara asta, ce planuri ai? Ce, din dacă, ce-a mai rămas? Urmează să merg să cânt în Tasos, Grecia, dar nu știu dacă știți că e, sunt multe cazuri. Și nu știu dacă mai merg, dar sper să merg. Trebuie. Ce sunt? Cazuri. În, au COVID? Da. Mamă, e o clepanie în Grecia, mă auzi. Hai să mergem. Băi, bă, în Tasos, niște Grecia. Gheasmă, dau pe da, el. Și la noi a venit clepania, colegul, ai văzut? Mamă, se mulțește și la noi cap clepaniile. Dar măcar în Grecia să mă lase să merg, apoi să facă ce vor. Dar în vacanță? În vacanță nu merg, că am multe planuri anul acesta din punct de vedere profesional și vreau să fac voluntariat pentru animale și îmi trebuie bani. Și timp. Și mult timp. Știu că tu mai pleci în America. Da, în octombrie. În octombrie pleci. În octombrie am un turneu de o lună de zile cu Irina și Garofaș Milici. Dar la fel depinde de ei. Așa, o situație incertă, că și la ei sunt foarte multe cazuri. Trebuie să fim optimiști. Dar eu sper să plec, că vreau să plec în vrei să pleci. Și poate te bucuri în America. Poate îți găsești 2, 3, 5 zile să mergi acolo în Hollywood, pe stelele, la ocean, să mergi să te bucuri de o plajă în Virginia. Bă, sunt de acolo. Să fii o clepană. Să fii o nebună. Cum era odinioară bine, Pamela Anderson. Bine, sunt un pic și aici, în România, dar poți păi să mergi acolo. Ai energie de dimineață. Hai că ai făcut-o destul pe clepanul. Hai să ascultăm piesa și să-mi ziceți, da. Mulțumesc, ascultăm și noi piesa acum. O piesă clepană, domnule. Bravo, domnule.